Bună dimineața, Laurențiu Reghecamp a venit în mare secret în România. Duminică seară, undeva spre miezul nopții, Laurențiu Reghecamp a fost așteptat la aeroport de către un prieten de-al său îmbrăcat în negru și distrus de durere. Tehnicianul s-a urcat într-un bolid de lux, iar apoi a plecat spre Târgoviște pentru a pune la punct toate detaliile legate de înmormântarea tatălui său. Multe informații imediat, însă acum o să mergem la Târgoviște, acolo unde se află și colegul nostru Vlad Mogoș, la Catedrala Eroilor, Înălțarea Domnului, acolo unde va fi înmormântat și unde va avea loc slujba de înmormântare a tatălui Reghe. Bună dimineața, Vlad, ce informații ai pentru noi? Bună dimineața, Natalia, bună dimineața, Răzvan. Astăzi, Laurențiu Reghecamp își va conduce tatăl pe ultimul său drum. Slujba de înmormântare ar urma să aibă loc în jurul orei 12, aici, la Capela Catedralei Eroilor Înălțarea Domnului din Târgoviște, după care sicriul cu trupul neînsuflețit al bărbatului va fi transportat către cimitirul central, acolo unde va fi înmormântat. Am reușit să stau de vorbă cu unul dintre preoții care vor oficia slujba de înmormântare. Mi-a spus că vor fi peste 7 preoți, iar cu o parte dintre aceștia este foarte posibil să sosească chiar de la Arhiepiscopia Târgoviște. Slujba nu va dura mai mult de 45 de minute și sunt așteptați foarte mulți oameni chiar din oraș să vină și să-i fie astăzi alături lui Laurențiu Reghecamp. De altfel, preotul mi-a mai spus că i-a cunoscut personal pe părinții lui Laurențiu Reghecamp, că cel puțin tatălui era un om extraordinar, nu ezita niciodată să sară în ajutorul oamenilor și chiar și în ajutorul nevoiașilor cu sume considerabile de bani atunci când aceștia aveau nevoie. Până la această oră nu am reușit să o văd decât pe mama lui Laurențiu Reghecamp, care se află în capelă, primește oamenii care vin să aducă un ultim omagiu lui Harry Reghecamp, așa cum îl știau locuitorii orașului Târgoviște. Nu am văzut-o încă pe Ana Maria Prodan, nu l-am văzut încă nici pe Laurențiu Reghecamp. Aceștia sunt așteptați să sosească din clipă în clipă. În jurul orei 14 ar urma ca la un restaurant din Târgoviște să aibă loc și o pomană, iar după toate acestea este foarte posibil ca Laurențiu Reghecamp să părăsească țara și să se ducă în Abu Dhabi, acolo unde trebuie să fie prezent la un meci al echipei pe care o coordonează în cadrul campionatului intern. De altfel, Laurențiu Reghecamp se afla în Abu Dhabi atunci când a primit tragica veste. Potrivit surselor din apropierea bărbatului, acesta a fost sunat de către mama lui și în momentul în care a auzit vestea că tatălui a decedat, a început să plângă și nu a mai putut să țină telefonul în câteva minute bune în șir. El și-a anunțat în acel moment cu echipierii și jucătorii, a luat primul avion și a venit în România pentru a fi alături de mama lui, atât pe parcursul slujbei de înmormântare, cât și la priveghe. După cum spuneam, după ce toate acestea se vor încheia astăzi, este foarte posibil ca Laurențiu Reghecamp să se întoarcă în Abu Dhabi. Surse din apropierea bărbatului spun că acesta a trăit șocul cu atât mai mult, cu cât în urmă cu două zile el vorbise cu tatălui și acesta îi urase succes pentru meciul pe care avea să îl dispute echipa lui în campionatul intern. Eu voi rămâne aici la Târgoviște, voi încerca să iau câteva declarații, pentru că, având în vedere activitatea fotbalistică a lui Laurențiu Reghecamp, este foarte posibil ca nume grele din fotbalul românesc să fie prezente aici astăzi la Târgoviște și să aducă un ultim omagiu tatălui său, lui Harry Reghecamp. Mă întorc la voi, Natalia Răzvan. Mulțumim foarte mult, Vlad. Este o zi tristă pentru familia Reghecamp. Tatălui Reghe se confrunta de o lungă perioadă de timp cu probleme de sănătate și suferea de diabet, boală ce a avansat în ultimile luni. Da, pe asta urma să te întreb, că nu știam dacă... Dar a ținut destul de bine. Adică, mă rog, e o chestie de intimitate până la urmă și n-au făcut zarvă pe tema asta. Știi că unii oameni își expun mai mult viața personală, dar nu e cazul lor. Dar ce să zic, regret, îmi pare nespus de rău. Din păcate, toți avem același drum. Ne naștem, nu știm când plecăm, dar în orice caz, cât avem părinți, încă putem să fim numiți copii. În momentul în care părinții dispar, nu prea mai poți să spui că ești un copil, pentru că nu mai ai cui să-i spui tată sau mamă, știi? Și atunci, clar că ceva pleacă și din sufletul lui. E greu, însă viața merge înainte, n-avem de ales. Este o pierdere enormă. Harry Reghecamp a murit însă împlinit, pentru că ceea ce și-a dorit cel mai mult de la Laurențiu s-a realizat, așa cum chiar el a declarat în urmă cu mai bine de 5 ani. Domnule, eu am avut 3 visuri în viață, să am un băiat, să joace fotbal la Steaua și să ajung antrenor la această echipă. Toate mi s-au îndeplinit, mă pot duce liniștit, spunea Harry Reghecamp în 2012.